Edilii Piteșteni lucrează la un regulament privind închirierea locurilor de parcare de către persoanele fizice pe raza municipiului. Măsura vine în urma numeroaselor solicitări din partea cetățenilor. Înainte de a fi supus aprobării Consiliului Local Pitești, regulamentul va fi postat pe site-ul primăriei pentru dezbaterea publică, propuneri și îmbunătățiri lansate de toți cei interesați. Suntem dispuși și chiar dorim să primim propuneri și propuneri din partea populației cum să închiriem. Deocamdată, neavând suficiente locuri de parcare, ne gândim la închirierea pentru singură familie, pentru o familie, un autoturism. Dacă vom avea locuri mai multe, sigur că ne vom gândi și la mai multe locuri pe familie, în funcție de, probabil, numărul de mașini al familiilor respective. Avem familii care au câte două, trei autoturisme. De asemenea, toate autoturismele care sunt și au două vehicule în general, care sunt parcate în cartiere și sunt înregistrate pe persoane juridice, vor trebui să-și găsească alte locuri de parcare. Aceste locuri de parcare din cartiere sunt pentru locatarii din zonele respective. Sigur că vom avea locuri de parcare pe care le vom chiria probabil și la agenții economici din cartiere, dar acolo unde ele sunt amenajate pentru așa ceva. De exemplu, vă dau un exemplu. În Găvadă sau pe Petrochimiștii sau pe Exercițiu sunt parcări în fața magazinelor. Acele parcări pot să fie închiriate agenților economici care s-au magazinele acolo, sau depozitele, sau sediile sociale care le au. Avem aici Calea București, da? Unde ceva zonă a fost București. La fel, sunt agenții economici, pot închide aici. Dacă cei care dețin autovehicule, cum ar fi Maxi Taxi, Dubițe și altele, nu au unde să le parcheze, vom avea amenajate parcări pentru așa ceva în cartier. Și am să vă dau exemple. Partea de exercițiu poate să meargă foarte bine la stadion. Acolo e parcare mare suficientă. Închiriate, va fi pază, va fi închiriate. Avem și în Găvana. În Găvana, pe lângă PTO 903, cred că e. În 903, avem fostul capăt 19-19 în fața fostei Albina. Pe Petrochimiștii la fel avem locuri și deci avem zone care pot fi putem asigura parcări pentru autovehicule care sunt de genul, v-am spus, Maxi Taxi, putea fi autocamioane, chiar mașinile de transport călători la oficine sau pe alte, platforme industriale. Prețuri, domnul primar? Nu avem ce face. Blocurile sunt construite pentru locatari. Locatarii nu au unde să-și parcheze autoturisme. Sigur că dacă vom avea locuri, eu nu exclud posibilitatea să închiriem și la agenții economici, dar cu precădere sunt pentru locatarii. Dacă au firmă de apartament, tot agenții economic e, dar are firmă de apartament. Deci dacă n-are niște pe apartament, să meargă acolo unde lucrează. Regulamentul privind închirierea locurilor de parcare în Pitești va fi înaintat Consiliului Local în două luni de zile, mai spune primarul Tudor Pendiuc.